Salutare, prieteni! Pentru că anul 2019 este pe sfârșit, m-am gândit să fac un top al celor mai spectaculoase și frumoase drill-uri de anul acesta. De precizat că ordinea am ales-o nu doar în funcție de mărimea peștilor, ci am ținut cont și de locația respectivă și chiar de echipamentul folosit. Așadar, haideți să retrăiți alături de mine cele mai frumoase 5 partide pe care le-am avut anul acesta. Pe locul 5 este primul pește mai serios pe care am reușit să-l prind anul acesta, un pește pe care nu eram pregătit să-l prind, o conjunctură fericită, aducându-mă pe malul apei. Am folosit practic ce aveam la îndemână, o lansetă de 3-12 grame, un fir textil de 0,08 mm, cu un înaintaj de fluorocarbon de 0,16 mm grosime, un echipament potrivit mai degrabă pentru păstrăv și biban și deloc prietenos cu structurile și crengile din apă. Pe locul 4 este o frumoasă știucă, estimată undeva la 4-5 kg, prinsă undeva în județul Harghita, pe o baltă care mie sincer mi-a plăcut destul de mult. Este vorba despre balta Lueta. Oho, am luat-o! Oho, faină! E faină! Și când zic că e faină, chiar e faină. Oh, 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 treci încoace. Mamă, ce se duce. E faină, da. Faină tare. O aduc la mal ușor. Să-mi pregătesc gripul. Deci încoace. De înghițit am înghițit bine. Deci nu trebuie să-mi fac probleme. Oh. Am început cum nu se poate mai bine de dimineață. Foarte faină. Pe locul 3 am ales un client din cei câțiva prinși în timpul unei partide, într-o balastieră, într-un loc ferit de ochii lumii, destul de inaccesibil, unde clienii păreau în largul lor, jucându-se practic pe la picioarele mele. Locul 2 nu are nevoie de foarte multe prezentări, fiind vorba despre un frumos păstrăv curcubeu prins în timpul unei drumeții în munții Făgăraș. Da, este. Chiar frumos tare ăsta. Uite ce sare. Ha, ha.
că e curcubeu după cum sare. Da. Opa. Sare ca să scapă. Nu trebuie să mă grăbesc cu el. Să vină. Nici nu pot să-l trag prea tare, că am ținut subțire. Cum mai e? Este... Oho! Ia uite! O frumusețe de păstră, curcubeu. Înainte de a vedea care a fost drillul anului pentru mine, aș vrea să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat anul acesta și pentru faptul că ați fost alături de mine și vreau să vă urez sărbători fericite alături de cei dragi, multă sănătate și spor în toate. Așadar, locul 1 este rezultatul a două zile petrecute departe de oameni, departe de zgomotul orașului și de orice altă activitate umană. Un loc magic, sălbatic și frumos, rupt parcă din cărțile cu povești. O partidă memorabilă nu doar prin peștii prinși, ci și prin energia pe care mi-a transmis-o acel loc, barajul Pecineagu. Nu trebuie să mă grăbesc cu el, că am înaintea și foarte subțire și n-aș vrea să scap. Te-ai înghițit, te-ai înghițit bine, deci nu-i problemă. Opa! Oho! Da. Ăsta da păstrăv. Cred că cel mai mare al meu pe anul ăsta. Sunt curios să văd și ce lungime are. Să scot ruleta și o să-l măsor un pic. De centimetri. Nu e cel mai mare pe anul ăsta, dar e frumos. Cam ăsta e.
Am început în forță de dimineață. Bun, hai să le liberăm repede.